Sosirea primăverii creează condițiile necesare pentru ca anumite activități silvice să se poată desfășura conform planului. Ca și lucrările din agricultură, lucrările silvice sunt lucrări de sezon ce trebuie executate la momentul oportun. Tocmai de aceea și în fondul forestier administrat de către Ocolul Silvic, izvorul Someșului Mare din Comuna Șanț, campania de împăduriri este în plină desfășurare. Se execută lucrări de cultură și refacerea pădurilor, lucrări ce în prealabil au fost pregătite temeinic. Pe lângă planul de împăduriri, o altă preocupare a conducerii este și exploatarea și distribuirea masei lemnoase pentru populație, a achiziției unor utilaje noi și, bineînțeles, recrutarea și selecția de personal în vederea formării unor noi echipe de lucru. Ocolul Silvic vinde anual către populația comunei Șanț lemn pentru încălzirea locuințelor cetățenilor comunei, lemn de foc și lemn rotund rășinoase pentru diverse reparații în gospodărie, undeva la un volum de peste 10.000 de metri cub anual. S-a modificat legea 46, codul Silvic, care prevede că începând din anul 2023 să se vândă la drum auto 50% din posibilitatea anuală și din anul 2025 aproape 100%. Consiliul Local a aprobat la propunerea domnului primar și a mea. În luna iunie 2021 am achiziționat un TAF nou și s-a înființat o secție de exploatare formată dintr-un inginer silvic, un tafist și un fasonator mecanic, doi muncitori fasonatori. Iar din luna septembrie am angajat și un maestru de exploatare. În această perioadă, din 1-7 până în 31-12-2021, s-a exploatat în regie propriu un număr de 10 partizi cu un volum total de 2.827 de metri cubi de material lemnos ce s-a distribuit cetățenilor Comunei Șanț, instituții din subordinea primăriei și a Consiliului Local Șanț, dar s-au constituit și loturi care s-au scos la licitație din depozitul Valea Glodului, s-a făcut un profit de aproximativ undeva la o jumătate de miliard lei vechi, 50.000 de lei noi mai exact. În perioada 1-1-2022, deci vorbim de anul ăsta până în prezent, s-a autorizat spre exploatare cantitatea de 1869 de metri cub, material lemnos care s-a transportat în depozitul Ocolului și care s-a comercializat din platformele primare la diversi cetățeni din familie din Comuna Șanț. Am observat că activitatea asta de exploatare este una profitabilă. În urma unor discuții avute cu domnul primar și cu inginerul care mi se ocupă de secția asta de exploatare și Consiliul Local a fost de acord să achiziționăm încă un TAF. Și urmează să constituim încă o echipă de muncitori, chiar azi, în momentul ăsta, e concurs pentru un post de tafist. 4 candidați, am înțeles că sunt pentru 4, acest 4. Post? Da, 4 acum sunt concurs, așteptăm până la ora 12 să vedem care trebuie să facă de 7-70 de puncte pentru a intra la proba orală. Să vă spun ceva legat de planul de împăduriri. În primăvara anului 2022, anul curent, s-au făcut devize de lucrări, vorbim de raportat la cultura silvică, e compartimentul care se ocupă cu problema aceasta. Avem pe Bistrița, după cum știți, noi avem pădure și pe raza administrativă a județului Suceava, mai exact zona Cârlibaba, și o să vorbesc și de județul Bistrița și de județul Suceava. Pe județul Bistrița vom împăduri undeva la 12,44 hectare, 33 de hectare astea sunt regenerări naturale, mai avem completări și revizuiri, 2 hectare 30. Vom folosi undeva în jur de 49.760.000 de puieți. Ăștia avem toți produși prin pepinerele noastre, producție proprie. Mă refer la ce împădurim pe Bistrița și ce completări facem. După aia avem o suprafață în control anual, unde regenerări artificiale 135,4 hectare, regenerări naturale 144,46, astea supuse control anual a regenerărilor, etapa 2. Pe Suceava
avem împăduriri, vom face împăduriri pe 8,59 hectare, avem regenerări naturale 8,16, completări și revizuiri pe 25,5 hectare, puieți folosiți, vom folosi un număr de 136.360 de puieți de molid. Molid și ceva larice, în funcție de compoziția din pădurire. Acolo avem suprafață supusă control anual la regenerărilor, la regenerări artificiale 253 de hectare și la naturale 70,93 de hectare. Ce mai vreau să menționez aici? Puieții de pe care urmează să-i plantăm pe raza județului Suceava, îi vom achiziționa. Nu putem din pepinerele proprii, deoarece nu sunt încă apți pentru plantat. Trebuie să-i mai ținem un an de zile în pepiniere, sunt niște condiții. Da, nu s-a ajuns la dimensiunea optimă de plantare. Ăștia 136.000 vor fi cumpărați. Mai am o întrebare. Acum, în această perioadă, ne-am confruntat cu o problemă destul de mare, cea a incendiilor de vegetație. În Comuna Șanț ați fost predispuși unor astfel de pericole? Nu am avut probleme legate de incendiile de vegetație. Anul trecut am avut un control de la ISU, în procesul verbal de control, ni s-a pus în vedere să... Chiar acum am achiziționat niște panouri publicitare unde să avertizăm populația Comunei Șanț să nu facă la 50 de metri de pădure, să fie atenți cu e o problemă foarte mare în momentul în care au loc asemenea incendii. Am cumpărat undeva la 20 de panouri de tablă cu inscripții, cu citate din lege, unde bineînțeles, sunt scrise și sancțiunile care le pot primi. Am fost norocoș, n-am avut probleme de genul și sperăm să nu avem. Nu pot să nu vă întreb despre exploatările ilegale. Ați avut cazuri în care ați mai prins persoane care fură lemn? Lumea s-a potolit. Ce s-a întâmplat? Poate știți. Acum sunt alte metode de verificare. Tot e verificat și prin satelit, Sumal 2.0, oamenii își fac cereri, am încercat să facem tot posibilul să le punem în valoare vegetații în afara fondului forestier, pe pășuni. Chiar aici am un dosar cu titlul de proprietate și cereri. Încerc să văd un pic la care brigadieri, pădurari și astea sunt, oamenii au nevoie de lemn. Am încercat să punem în valoare, să le facem partizi, nu am avut în ultimul timp nu am avut probleme deosebite, acum o excepție, dar nu am avut probleme legate de, adică probleme mari legate de furt. Lumea s-a mai liniștit, sunt și alte domenii de activitate, nu mai stau acum toți pe pădure, am făcut și demersuri, vedeți că principalul e lemnul de foc. Din moment ce asigur la om lemnul de foc, autorizații de construcție, am ajutat la casă, de exemplu, să dau 50 de metri cub, la anexă 15. Se va mai asigura, după cum am citit, un ajutor pentru reparațiile în gospodărie, deci încercăm să-i ajutăm să nu fie tentați. Să comită aspecte de infracțiune. Și, bineînțeles, arbori, vegetație forestieră, le zice în răzliț, am dat delegații, s-au făcut partizi, se exploatează. Sunteți atent, verificați, să înțelegă, în mod regulat. Chiar ieri a plecat un inspector, am niște verificări, ca și ocolă. Am ieșit foarte bine și nu. Am și niște oameni buni în spate care se ocupă și își fac meseria.